Sărămâlea, bună ziua! Ce părere aveți, doamnelor, despre construirea acestui locaș, acestei capele aici, la Dor Mărunt? Suntem bucuroși până la Dumnezeu! Bucuroși pentru o capelă? Păi da, cum? Era nevoie? Da, cum? Sigur că da! Cea mai nevoie! Cea mai nevoie! Despre serviciile bisericii de aici, din localitate, sunteți mulțumite? Da! E bine, sunteți mulțumită de... Preot, vai de mine, doamne! Mai de cior nu suntem. Da! De cior nu suntem. Toată ziua trece părintele de-ți posește iarba de mătură, de așa, da. Și ciorile ne face... ne fac necazuri. Auziți, dar trebuie să vorbim și despre viața românului de aici, din Dor Mărunt, cum este, cum vi se pare? E bună, e grea, e ușoară, ar fi mai loc de mai bine? Ar trebui să fie mai multă curățenie, da. Și prin cimitire. Uite, cineva aici în spate ne spune că e viața grea în Dor Mărunt. De ce, doamne, e grea viața? E grea pentru că prețurile sunt așa cum sunt, pensiile și salariile sunt așa cum sunt, impozitile la case sunt așa cum sunt și ele. Auziți, dar un partid mai aproape de oameni aici în Dor Mărunt, care ar fi? Care a fost alături de cei săraci, nevoiași și amărâși, de pensionari? Care vine tot pentru el vine, nu vine pentru noi. Promite la când, până când îl alegem și după aia când se vede cu ciolanul în mână, face ce vrea el cu noi. Sunteți supărate, cu alte cuvinte? Viața e grea? E destul de grea. Se scumpește apa, curent. S-a făcut o butelie, 1 milion. Butelia costă 1 milion la Dor Mărunt și... Aoleu, când a venit lumina acum... Nu se face nouă prim-ministru ăsta Câțu? El ar trăi cu 800. Toată pensia mea. De cine, doamnă? De primul ministru vorbiți sau de cine? Eu așa, dacă a venit să-mi ia, să mă trepe pe mine, eu așa ia zice, dumneata ai trăit cu 800. Domnul e de la PSD? Nu sunt de la PSD, sunt ziarist și atât. Da? Sigur că da. Ar trăi să plătești o butelie, medicamente. Păi uite PNL-ul ce-ți face Cârțu, vezi? Da? O să plângi când îl prind. Da, acolo votați, da, da, și mai mama. Mai votați mama încă o dată. Discuția la cineva, spune mie, zice, să știți că PSD-ul a dus țara de râs. Hai mă, când a fost asta? Ei ne-a mărit pensiile. Era mai bine, doamnă, înainte? Foarte bine. Foarte bine era. Foarte bine. Ne duceam și la câmp și munceam și veneam și acasă și aveam timp să ne și ducem la poartă, stând de vorbă, lucram, rămânam la lână și a doua zi ne duceam fuga și munceam și vine să vedem cum este muzica aia populară, era o jumătate oră muzică populară. Da. Și acum n-am timp să... mori. Adică ați aștepta o schimbare de la clasa politică? Ba da. Alți oameni? Alți oameni. Alții? Da, da. Toți ăia de la PNL, toți afară, că toți de băi. Bine că a plecat și Barna. Da. Ce făcea? Să mai țină și cu noi, numai cu ei. Da. Are atâtea vile. Păi ce le-a făcut vilile alea? Păi ce le-a făcut? A făcut Cârțu o burtă, da? Până acum nu avea... Păi numai Cârțu aia de acolo. Orientați-vă, da? La noi, Dor Mărunt. Ce am avansat oamenii care sunt la asociație? Da. Mai se compară cu noi? Nu, nici atât. Ce pe, medicamentele scumpe, e pe pământul de 2 milioane. Ce să faci tu cu 800? Ce să faci? Butelie? Da. Vine gaze, vine lumina, am pătit lumina 3 milioane jumate. Un kilogram de jumate am pătit lumina. Iar în asta cum o să fie, doamnă? Cum vi se pare? Care de tot. Acum, hai să vorbim că suntem români. Din ce trăiește un țăran aici la Dor Mărunt? O găină, un ou? Un ardei, o roșie. Da. Te duci acolo în grădină. Nu sunt bine că e 7 lei, e 8 lei. Un kil de ardei, conopida e 120 de lei. Auzi, ulei e 100 de lei, 70 da? De lei? Da. Hai de capul meu. Până acum creșteam porc și făceam cu un gurit. Acum ce a zis o colombiară după tipul care a fost. Știi ce a zis Cârțu la televizor? Să mai stingem luminile, să ne culcăm, să nu mai consumăm. Da, pe timpul lui Ceaușescu nu e rușine să mai spui. Și nu știe câte o pâine. Da. Nu e rușine, rușine să-i fie. Păi de rușine. Iohannis a vrut să de vrut. Păi Iohannis ăla afară, că și ăla e un goț. Da. Cine numai cu ai lui? Numai cu ai lui cine?